Da, păi, da și dacă greșesc, eu vă arăt sau nu vă arăt pe voi. Eu arăt lumea în localitatea Tușeni. Bună ziua tuturor! Eu sunt Zonischi, eu domnul primar satisfăr, stăuntul fost. Domnul Dodor Militari, vă este, nu? Da, sunt mai tare. Eu din motiv de sănătate nu puteți fi prezent. Sunt în noastră. Aici la o să mi-e pentru mine, când foarte mine, dar nu pentru mine, când își foarte mine. Da, asta nu-i nicio. Dar țin telefonul. Da. Mă aștept, întrebări. Adunarea de astăzi a fost convocată nu de a lucrătorii a primăriei, dar a consilierilor și a primarului. Adică noi până și nu știm rezultatul concret. Nu ni s-a promis, dar noi nu vrem să vă promitem loc să rămânem noi răi. Noi să vedem rezultatul întâi de la greșe și apoi să vă promitem și noi. Cred că e surpriză, ați văzut dumneavoastră și în fața primăriei că nu a dus autobusul, da? Tot a fost o surpriză pentru că acum am fost o surpriză. Pregătesc noi de alegeri parlamentari. Vă spun de surpriză și e tot. N-am de alegeri, vin așa. Că nu a fost autobusul și l-a dus. Unii consilieri. Mă scuzați, domnul Petru. Domnul Victor, noi am discutat cu Codreanu, am insistat cu doamna Silvia Radu să aducă autobus. Eu nu am spus, eu nu divulg informații. Autobusul acela, eu n-am vrut personal să-mi ies contractul și el a fost trimis, adică la direcție de transport, să-mi ies contractul. E tot refuzat. Eu cunosc destul de bine. Dacă înseamnă că foarte rău dacă nu mă vedeți pe mine la calea Ieșilor, eu practic de două ori pe săptămână eu sunt acolo. De două ori, trei ori pe săptămână eu la domnul Buducel, sunături, au fost adăugată o rută de autobuz. Rutele a să modificăm grafic și o să fie. Ролевус. Ну как ты сопримись меня отсюда. Парка из Сибири. Рассадец, мы ровки с него спорим. Я не знаю, про лишний раз не понимаю. Dar nu știu să fac. Eu nu înțeleg de aici ca o domnic primarul, tocmai la Bacioi, să vină în sat, să strângă. Când este doamna Procopie aici, când ei au apelat la, au vorbit cu ea la salubritate și sunt de acord să vină în sat, unde au vorbit și de sat primăria Vatra, tot de acord să vină în sat să strângă gunoiul. Poate v-am trebuit, dar v-a spus cu ce condiții? Eu am să împart aici, am făcut vreo 10, după și s-a modificat contractul, am făcut vreo 10 exemplare, ca să vă dau dumneavoastră, ca să vă uitați, da, să vă uitați. Eu am însemnat un pic acolo. Eu am Jura, du-și eu. Du-și acolo la mașină acolo și zi și noapte.
mai dat și ați Nu cred, cu și condiția de că trebuie să acord servicii la Batra, la autosolidaritate. Dumneavoastră și până în ziua de azi, față de consilieri, n-ați adus contractul între compania care strânge gunoiul și cetățat. Dumneavoastră, până ziua de azi, n-ați arătat și prietul să strângă și care este contractul între cetățat și compania. Prietul a fost stabilit la comisie. 30 de euro de cară. De tombiron, o să fie două tombiroane cu reciclare o să fie. Două tombiroane. Adică unul pentru piseuri minangere și unul pentru hârtii și plastic. De trei ori pe lună să fie ridicat tombironele. Dacă cuiva pare că e scump, poate să facă, să grupieze și să facă la două, trei gospodării, spui tombiroane să înțeleagă pe vicine, o să-i revine cu 10 de ridicare, 30 de euro. Ieșire din scoasă de urși, pe afelul, pur și simplu cuvinte și... Mahalo, ce două. Așa, cu reciclarea la fiecare contract individual, stombiroane individual la fiecare o gradă, asta e o soluție destul de mișoară. E mai performantă, mai civilizată. Da, mici, deci el mici, cred. Eu nu știu, dacă doriți, eu acum sunt pe domnul Pietru și el îmi spune că nu-ți dă dată. De mult trebuie să vii. Domnul Ovil. Îmi permiteți să dau un minut. Și gata, îmi permit. Domnul Masaia, dumneavoastră știți care e scopul acestei companii de Cușoane. Noi amândoi am vorbit. Referitor la Casa de Cultură, la reparație, la încălzire, a fost înaintat la Comisia de Buget anul trecut. Tot așa, nu vreau să spun pe nume. S-a refuzat, s-a aruncat toți banii pe stadion. Adică lor nu trebuie Casa de Cultură, nu trebuie reparație, lor trebuie stadion. Știți fabula, leba da racul știucă. Iată așa este în Consiliu. Și dacă nu este conlucrare în Consiliu, evident că nu avem nici rezultatele dorite. Domnul Tudor aici a vorbit frumos. Dați-vă rog voie să vorbesc. Eu știu dumneavoastră o să ne puneți întrebări. Eu sunt deschisă spre colaborare și să vă răspund la întrebări în măsura posibilităților, ceea ce știu. Adunarea, îmi pare rău că adunarea aceasta a fost convocată așa la dorința unor consilieri fără a fi pregătită. Dumneavoastră ați venit aici, pur și simplu, și vă înțeleg că ați venit să vă spuneți nemulțumirea, că într-adevăr suntem toți nemulțumiți de ceea ce și cum se gestionează satul și ce probleme avem în sat. Dar nu a fost pregătită. Domnul Tudor, mă rog, a vrut să-și facă campanie electorală, eu știu ce a vrut să facă, nu știu. De ce nu a venit conducerea satului, tot nu cunosc, nu știu lucrurile acestea. Rămâne să răspundă fiecare. Noi am venit, am ascultat foarte atent ce a spus dumnealui aici, am ascultat ce a spus domnul Victor, viceprimarul. Au într-o măsură oarecare au toți dreptate, dar totuși trebuie spus lucrurilor pe nume, dar nu așa, știți, numai ceea ce ne convine nouă. Domnul viceprimar, mai ce a spus de Casa de Cultură? Avem o Casă de Cultură care
că e foarte frumoasă în primul rând și de când de mult nu știu din ce an, 60 de ani, dar nu s-a investit. Anul acesta am vrut să investim bani, să reparăm. Îmi pare foarte rău când te duci la hram, la în sate, în apropierea Chișinăului și se organizează în local, dar la noi suntem parcă nu știu ce, și nu avem unde intra, nu avem unde, că nu s-a investit. Nu, tot din cauza consilierilor. Nu s-a investit, nu de gospodar, că noi am mai fost, inițiativa a fost că să alocăm bani. Noi am inițiativa noastră. Dar dați-i pașii, doamne, să spui, voi, ești că nu o să-i dați întrebări. Dacă noi îți continuăm așa, dumneavoastră, o să mă atacați, nu să ajungem la... Dați-i voie să-i expună, că ești care de întrebarea. Noi, primarul nu face nimic fără Consiliu. Asta trebuie să știți dumneavoastră. Toți banii care sunt, le repartizează Consiliu. Le repartizează și spune că bani pentru asta, pentru asta, pentru asta. Și primarul, viceprimarul, ei execută bugetul, ei fac lucrările. Prin licitații, cum de acum conform legislației. Noi anul în decembrie am vrut să alocăm bani pentru reparația casei de cultură. Tot dumnealor, care sunt aici, eu le spun pe nume, au fost împotrivă să alocăm bani. Domnul Condrea, domnul Vasile Grozav, domnul Iurie Matan, domnul Tudor, care mai sunt? Ei au fost împotrivă. Nu trebuie de alocat bani, trebuie de alocat la terenul sportiv. Sau finisăm terenul sportiv. Terenul sportiv, când s-au făcut modificările astea bine, haideți să terminăm și terenul sportiv, dacă s-a început și terenul sportiv să fie. Nici la terenul sportiv nu a fost de acord dumnealor să... Nici casa de cultură, nici teren sportiv, nici. Tot dumneavoastră ce-s banii? Dar banii nu sunt. Adică V-ați spus vădată întrebare, de ce e circul așa? De ce toate problemele trebuie să le rezolvă pe primăria noastră? Dar de ce trebuie să facă primăria? Că îi rezolvă, dar aici nu trebuie să rezolvă. Și mai ieșit de primărie. Eu zic că trebuie de primărie dată afară și de alerg de altă. Dar unde era primărie înainte să și atâta galtierii ca parte la colhoz aici? Atâția mâncări, nici nu cap în colo, în primărie aceea. 15 consilieri din 23. Spuneți că noi n-am vrut facem, noi nu vrem să facem. Dumneavoastră spuneți la vot. Dumneavoastră lămuriți toația că ei spuneți. Dumneavoastră ați presidinte la buget, la să vota buget. Și nici nu eram la sală când ați votat. Și ați pus votul meu pe mer. Dumneavoastră n-ați venit. Nu v-am atacat și v-am lăsat să vorbim. În primul rând, dumneavoastră n-ați venit, spuneți că, uitați oameni buni, avem problema asta, asta, asta. Dați să găsim soluții. Dumneavoastră ați venit, nu m-a învinuit cineva. Nu m-a cineva învinuit. Toate întrebările am venit, doamna Elena. Nu primarul, eu n-am cine vorbi aici. Păi, dar de ce dumneavoastră ați știut primarul lui? De ce ați convocat ședința? De ce? Dar dacă nu era domnul Tudor aici, și nu veți ști de asta. Mai trece un 5 ani. Nu trebuie nici la lucru, n-are de tot, n-are de ce. Dar eu m-am dezălit pe Eu m-am dezălit.